Bună ziua, domnilor și doamnelor! În primul rând vreau să mulțumesc presei pentru prezența la briefingul organizat de compania noastră. Mă numesc Angela Șerbina, sunt directoarea companiei MOL Construct Market. Briefingul de astăzi este organizat pentru a aduce la cunoștința presiei o declarație din partea companiei noastre și vreau să menționez încă o dată că briefingul nu presupune întrebări și răspunsuri. Deci va fi citită declarația și toate întrebările care dumneavoastră o să vreți să le dați o să fie prezentate la oficiu și de acolo de cum o să fie efectuate răspunsurile și întrebările. Declarația companiei în limba română și în limba rusă o am cu mine în copii. Dacă pe cineva interesează, după terminarea briefing-ului, vă adresați și eu vă prezint dumneavoastră. Declarația companiei MOL Construct Market în legătură cu împiedicarea activității normale a întreprinderii și compania de discreditare a imaginii inițiate de reprezentanții guvernării. În ultimii 6 luni de activitate, aserile MOL Construct Market se află neîntemeiat sub atenția sporită a tuturor organelor de control din Republica Moldova. Pe parcursul acestei perioade, întreprinderea este verificată, controlată de către Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupție, Ministerul de Finanțe, Inspectoratul Fiscal de Stat, Inspectoratul Muncii, Inspecția de Stat în Construcție, Primăria orașului Chișinău și etc. Este evident că asemenea situație duce practic la împiedicarea activității normale a întreprinderii noastre, reducând eficiența muncii, provocând un prejudiciu direct activității companiei. Ținând cont de o asemenea atenție sporită din partea organelor de forță și de control, se creează o impresie foarte clară că aceste verificări, aceste controle, aceste presiuni sunt parte a unei companii organizate împotriva companiei noastre. Un argument adițional în favoarea suspiciunilor noastre este compania informațională fără precedent îndreptată spre discreditarea anume a companiei noastre inițiate de unele mijloace de informare în masă. Un șir de mijloace de informare în masă, atât scrise cât și electronice, au difuzat informația conform căruia, în mod absolut neîntemeiat, categoric, și cu rea intenție sunt aduse învinuiri în adresa companiei MOL Construct Market privind instalarea ilegală a punctului de control și trecere de pe strada Ciocârlie 19 bară 1, precum și punerea la îndoială a licitației publice cu privire la procurarea unui teren de pământ tot de pe această adresă, de pe strada Ciocârlie. De asemenea, în informațiile difuzate, este menționat numele domnului Oleg Voronin și rudele sale în contextul ilegalităților care sunt atribuite întreprinderii noastre. În acest context, considerăm necesar de a declara următoarele. 1. Menționarea numelui Voronin în companie declanșată împotriva noastră dă în vileac esența unui proces și anume începutul unui proces politic care nu știm din ce în considerație este atribuit companiei noastre. Declar clar din partea întregii companii, deci familia Voronin, domnul Oleg Voronin, nu are nicio atribuție la activitatea economică a întreprinderii noastre. Domnul Oleg Voronin nu este angajat a întreprinderii MOL Construct Market. Presa poate să se documenteze din informații documentare care există în serviciile de stat ca să vadă că acesta este adevărat. În același timp, fără ne aprofunda în toate disputele politice aceste probleme, din numele MOL Construct Market declarăm că pe parcursul întregii activități, întreprinderea noastră
acționat exclusiv în baza legislației în vigoare. Din aceste considerente, niciuna din acțiunile noastre nu poate fi examinată în calitate de factor care ar compromite compania noastră, colaboratorii, partenerii, persoanele fizice sau juridice, aflate sau nu în relații cu noi. Ținem la reputația noastră formată în acei 10 ani, anume din cadrul profesionalismului și efortului de muncă care l-am depus. Și de aceea suntem gata să apărăm onoarea și numele întreprinderii și protestăm împotriva încercărilor de învinuiri neîntemeiate. Cu atât mai mult, folosirea acestor învinuiri false în scopuri politice, la care noi, ca companie, ca agent economic a Republicii Moldova, nu avem nici o atribuție. 2. Construcția și folosirea punctului de control și trecere de pe strada Ciocârlie 19, bară 5, efectuată de către compania noastră, este în baza deciziilor necesare, a avut loc în baza deciziilor necesare a Consiliului Municipal Chișinău, a primăriei orașului Chișinău. Tot ce este construit pe adresa dată este absolut legal și este în conformitate cu legislația în vigoare. Mai mult ca atât, ținem să aducem încă o dată la cunoștința presiei că procesul verbal de dare în exploatare a edificiului este din 2005. Contractul de arendă a pământului este semnat de primarul general a Capitalei, domnul Dorin Chirtoacă, în anul 2007, pentru exploatarea edificiului dat. Originalul contractului de arendă semnat de domnul Dorin Chirtoacă. Luna noiembrie 2007. Copiile sunt la mine, dacă dumneavoastră vă interesează, pot să vă prezint după terminarea briefing-ului. Trei. Procurarea de către compania MOL Construct Market în anul 2006 a terenului de pământ de pe strada Ciocârliei, cu suprafață aproximativ de 2 hectare, dar în realitate este 1,5 hectare, deoarece 50 de ari s-au dus pentru o formare și amenajarea drumurilor care rămân în proprietatea primăriei, a fost efectuat în urma licitației publice, la care compania a participat împreună cu alți concurenți. Și n-au fost numai 3, au fost cu mult mai mulți. Condițiile de organizare a licitației, decizie de scoatere la licitație terenului de pământ, determinarea prețului, aprobarea rezultatelor licitației, care au fost efectuate în corespundere cu legislația în vigoare, au fost coordonate cu toate slujbele administrației publice locale. Deci ei au înaintat prețul, ei au scos pământul la licitație, ei au organizat licitația. Compania nu mai a participat și a câștigat licitația din considerentul că a înaintat cele mai bune condiții. Prețul care a fost indicat în contractul de arendă a fost achitat de către companie conform graficului indicat de către primăria orașului. În acest context, considerăm absolut neîntemeiate și necorespunzătoare cu realitatea declarațiile directe sau voalate privind ilegalitatea licitației organizate și necesitatea revizuirii rezultatelor licitației, precum și privarea seriei MOL Construct Market de dreptul asupra proprietății procurate. 4. Considerăm nu doar ilegale, nedemocratice, dar extrem și de periculoase încercările de revizuire selectivă a rezultatelor licitațiilor desfășurate, precum și neconstituționale încercările de redistribuire a proprietății, încălcarea inviolabilității proprietății private, presiunea asupra afacerilor și compania declanșată împotriva unei companii de a o scoate pe ea din cadrul activității economice a Republicii Moldova.